dacă programul nostru politic cu care venim în fața populației vota, care ne dă votul, nu se va întâmpla conform cu promisiunile noastre, atunci această demisie pe care o aveți conferită în alb, mă rog, pe masă, este mica garanție asupra bunei credințe a noastră că dacă nu ne îndeplinim programul, cum nu și-au îndeplinit, eu nu cunosc un personaj, unul, din istoria post-decembristă, politician, mic sau mare, primar sau președinte sau președinte Consiliului Județean sau președinte de țară, care să-și fi îndeplinit nu programul în sine, ci să nu-și fi întors programul de campanie, promisiunile din campanie, să nu și le fi întors cu 180 de grade. În